Domnul Bosganian, dacă a plecat, este în regulă, pentru că, dincolo de faptul că el este președintele Uniunii Armenilor pe România, dincolo de faptul că, așa cum știți, a fost ales pe un bun merit președintele Uniunii Scriitorilor din România, fiind un scriitor absolut extraordinar, eu nu pot să vorbesc cu dânsul când este de față și îi spun tot ceea ce face, pentru că e prea mult. Parcă e prea mult pentru un singur om. În momentul ăsta veți asculta versuri de Varujan Bosganian, realmente foarte bune, în interpretarea Denisei Micheș-Cheburchian și a lui Vali Bolad. Doar un lucru vreau să vă spun înainte de a asculta versuri cu acești doi minunați actori. Au ceva în comun în această seară. Un copil îi așteaptă pe fiecare dintre ei în spatele scenei. Nu. Unul dintre copiii al meu și al Denise, celălalt copil este al lui Vali și al soției lui. Unul este Vladimir, celălalt este Mariam. Și așteaptă părinții care vor spune versuri pentru dumneavoastră. Așadar, aprecieri pentru părinți vorbitori. Mulțumesc.